despre anunțăm și alte planuri de viitor împreună. Un copil? Păi nu sunt eu destul de copil. Păi Tina acum face cursurile la doamna Mirela Vescan de make-up și după ce le termină ea, nu știu, o să vedem, ori ne stabilim la București, ori înapoi la Brașov, ori, nu știu, vedem în funcție de oportunități, să zic. Păi poate te întorci și la Mireasa pentru filmul și le vei machia chiar pe concurentele de acolo sau cineva mai veni. Da, orice este posibil. Eu îmi doresc să ajung cât mai departe. Să fiu foarte cunoscută, dacă se poate, cât este doamna Mirela Vescan. Așa că e idealul meu este cât mai sus. Bravo! Auzi, Raimond, la ce oră s-a culcat Constantina seară? Nu știu, cred că la 4. Dar și ce a făcut până la ora 4? S-a trimis poze. Ia uite-te acolo. Ha? Pe Facebook și nu se deschidea. Eu am crezut că vorbesc cu tine, de eu vorbeam cu ea. Și zic, mă, nu se deschide, trimitem pe mail. Acum când ați venit voi doi, eu de asta mă întrebam, măi, zic, nu merg, întrebam de filmul ăștia, întrebam, ce poze și Constantina în fața ta. Și atunci a făcut legăturile, că ea de fapt a stat până la ora 4 să monteze acest clip. De obicei clip. Eu adorm până la 4, deci dimineața azi noapte, nu știu, la 12 ceva m-am luat somnul, ca niciodată să zic așa. Eu am crezut că... A fost un făcut mai vei. Da, eu am crezut că vrea să-ți trimit altfel de poze, nu știu, despre make-up-ul ei, chestii de astea, niciun caz că face ea vreo surpriză. Iar m-a întrebat pe timpul filmulețului dacă i-am pus somniferea seara când a luat somnul prea de vreme. O surpriză frumoasă, chiar da, super, un super. Montaj mult mai frumos decât cel pe care l-am făcut noi pentru voi. Cu siguranță, da. Îți dai seama, a stat până la ora 4 și a ales cadre, a stat, a lipit, a pus melodie. Păi, ce să mai... Super. Și de dimineață m-am trezit cu grija, oare s-a trimis, oare a putut să fie deschis. Și de asta, de la 8, bine, nu prea am dormit aseară, 2-3 ore, dar... Spun și voi, v-ați mișcat repede și cu materialul și Costia, super, mulțumim mult și pentru invitație. Legat de aceste cursuri de machiaj, vrei să te ocupi de așa ceva? Vrei să devii make-up artist? Da, dacă nu mă înscriam la acea competiție, probabil nu-mi descoperam talentul și, nu știu, o fac cu mare drag, deci chiar îmi place la nebunie adică să stau în fața oglinzii și să înfrumusețez persoanele pe care le machiez. Chiar îmi place la nebunie, foarte mult. Dar acum mult. Te-ai machiat singură sau la noi? Da, singură. Singură? Singură, e foarte frumos! Da, super. Uite, vrei să ne dezvolui așa un mic truc de machiaj? Ce ai învățat tu la cursuri?
Păi cursurile nu le-am început de foarte mult timp, de o săptămână, pot să spun. Sunt foarte multe noutăți, am și mici și temeri, mă gândesc că poate nu o să reușesc să fiu destul de bună, pentru că doamna Mirela Vescan pentru mine chiar este un om nemaipomenit, extraordinar, cu foarte multe informații. Și mă gândesc că poate eu nu o să reușesc să fiu la fel de bună. Dar după ce termină, dacă vreți, ne invitați și facem păi atunci la... cu siguranță. Poate la un moment dat chiar vii să machiezi aici pe cineva la noi în direct. Voi acum unde locuiți? V-ați mutat în București? Sau da, locuim împreună în București. Da, deocamdată locuim împreună în București și țin, în funcție deocamdată? De... Păi deocamdată, nu știm dacă vom rămâne. Nu dacă rămânem împreună, dacă vom rămâne la Brașov sau în București. Dar acum stăm în București. Dar când ați mers acasă, familiile voastre ce au spus? Măi, lasă-l pe Raimond, că ai văzut cât v-ar certa și nu știu ce. Măi, Raimond, lasă-o pe Constantina, nu? Nu, au înțeles și ei că a fost o competiție și dacă vrei să nu te ceri, ți-i pune, n-ar vrei cum, pentru că e imposibil într-o competiție să nu te ceri. Sunt niște părinți extraordinari, atât familia mea cât și familia lui. Înțeleg, sunt obiectiv și știu că și eu am greșit părinții mei și eu greșesc și el. Adică nu, niciodată nu mi-a zis că Raimond este nu e bun pentru mine. Oricum și prea multă liniște în cuplu nu prea e prea bună. Multă liniște deja spune niște semne de întrebare. Mai bași, da. Mai... Oricum, da, noi în timpul competiției am avut trei motive, să zic așa, două, trei motive pentru care ne certam tot timpul. Că nu mi-acorda el atenție sau că ne cenzuram unul pe celălalt. Cam asta a fost. Acum, dacă suntem afară, e cu totul altceva. Da, să sperăm să nu mai aveți motive. Deci, nu, să fiți fericiți până la atunci bătrâneți. Mulțumim și vouă la fel. Mulțumim tare mult că ați venit alături de noi în această dimineață. Vă mai așteptăm cu mare, mare drag la noi la Star Matinal. Să le spuneți telespectatorul Facebook-ul vostru, pentru că eu v-am găsit foarte greu, că sunt foarte multe pagini. Păi noi avem o pagină de Facebook Raimond și Constantina oficial și Facebook-ul meu oficial al meu este Raimond Space RAY. Iar al meu Constantina MPFM. MPFM. Direct pentru fiul meu. Mulțumim foarte mult. Mulțumim și noi. Și noi vă mulțumim foarte mult. Revenim imediat, dragi.